Imediat după închiderea secțiilor de votare în țară, liderii partidelor au ieșit cu declarații. Toți le-au mulțumit alegătorilor pentru că au mers la urne și le-au acordat votul. Vreau să mulțumesc alegătorilor din sate și orașe, celor din diasporă. Vedem cu toții, peste 200 în diasporă, 1.466.000 în general, cetățeni, au ieșit la vot. Sincer, după atâtea discuții și dezbateri electorale, crize politice, eu mă temeam că oamenii nu o să iasă la vot. Astăzi au fost activi. Au fost chiar mai activi decât în turul întâi la alegeri prezidențiale. Хочу поблагодарить тех, кто отдал свой голос за меня, за партию ШОР, за мою команду. Наша задача – это сделать Вятца Майбуны, Вятца Фуартибуны, там, где люди доверились нам на 100%. Вы не разочаруйтесь. Будет территорию Кувятца Майбуны и территорию Кувятца. Sunt absolut satisfăcut de modul cum Partidul Democrat a desfășurat această campanie electorală. Noi nu am mers în această campanie să avem o luptă a declarațiilor, dar am mers și am avut o luptă a ideilor. Vii, întregi, uitați-vă cât de puternici am rămas la capătul acestei campanii. O campanie care a fost la fel de plină de tot ce vrei, de propagandă, de fake news, a fost plină de intoxicare în continuare a opiniei publice, dar uitați-vă că noi am rămas în picioare, cu capul sus, cu obrazul curat și spunem noi cu misiunea îndeplinită. Vreau să mulțumesc tot cetățenii care au ieșit la vot, să mulțumesc și celor care acum votează încă în unele state în afara țării. A fost o campanie plină de emoții. Vom fi în viitorul Parlament. Noi vom fi forța a treia în următorul Parlament. Indiferent de rezultatele care vor fi obținute în aceste alegeri, trebuie să știți foarte clar că lupta noastră va continua. Suntem un singur partid pan-românesc. Orice scor este bun pentru noi. Eu sunt ferm convins că vom avea un scor bun. Am o adresare specială către aceleși instituții ale statului. Atenție! Sarcina voastră, obligația voastră este ca să vegheați în continuare, după orele 9, după ce s-au închis secțiile de vot, ca votul oamenilor să nu fie fraudat, să nu fie furat. Există probabilitatea că vor fi un parlament doar cu două partide, este și așa ceva, maximul 3. Dar noi nu trebuie să admitem noi crize politice. Din nou, dizolvări de parlament și așa mai departe. Alegerile au trecut, au tras linie, s-au terminat cu războaiele, s-au terminat cu declarațiile. Мне очень хочется, чтобы будущий парламент был, в отличие от предыдущего, более эффективен, продуктивен, чтобы там принимались законы во благо людей –